Luis, duminică seară, Farul în fruntă pe teren propriu pe FCSB, un meci așteptat cu deosebit din interes, un meci pe care cu siguranță vă doriți să-l câștigați. Da, un meci important pentru noi, avem nevoie de puncte, sperăm să facem un meci bun alături de fani și de toată lumea și da, să câștigăm, că asta este cel mai important. Va fi și o reeditare a duelului decisiv pentru titlu, în mai câștigați cu 3-2, atunci marcai și golul victoriei. Da, sperăm, așa cum am mai spus, să câștigăm și să facem un meci bun. Cum te-ai simțit atunci când ai văzut mingea în plasa forței adverse? Nu mai știam ce să fac. A fost un moment important pentru mine, cel mai fericit de până acum și sper să mai trăiesc și de acum încolo asemenea momente. Atunci după gol te-ai dus spre tunel și i-ai dedicat cuiva gol. Acum, din păcate, nu mai este alături de tine acolo în atac. Da, lui Denis, l-am văzut acolo cum stătea și dorea să fie și el alături de noi. Ce așteptări ai și din partea fanilor pentru meciul de duminică seară? Da, cu siguranță o să fie o atmosferă frumoasă și toată lumea o să fie alături de noi. Ai revenit de la lotul de tineret, ai purtat banderola de capitan. Ce reprezintă pentru tine acest lucru? Da, este un moment foarte bun pentru mine. Înseamnă că cei de acolo au încredere în mine și zic eu că cu siguranță pot să ajut și echipa națională.